Salutăm decizia primului ministru Câțu de a ne invita astăzi. Vorbim de un plan național al României și al românilor. Domnule ministru, eu vreau să vă felicit pentru abordarea pe care ați făcut-o astăzi la comisie. Am dat și eu încă un tare la primul ministru al României să mi se pună și mie PNRR-ul la dispoziție. Nu există. Nu există. Bun, au fost foarte mulți. Dacă dumneavoastră ați mai auzit așa ceva, în Guvernul României, proiectul PNRR-ului nu există. Nu există. Bă, Marcel, acolo o lună spune că le-ai modificat, că ai trimis la Bruxelles modificările. Modificările cui, mă, dacă nu le-ai găsit?